Hello, oameni frumoși, ce faceți voi? Bine v-am regăsit! Astăzi este despre testat și anume vom testa aceste chestii pentru păr. Le-am luat de pe Shein, au fost până vreo 2 lire, cam așa, o liră, două. Nu știu cum să spun că se numesc, dar sunt niște accesorii pentru păr. Ca să-ți faci părul ondulat sau, mă rog, dar să nu folosești căldură pe el. Mi-aduc aminte că eu mai îmi puneam părul de mult ori pe hârtie igienică și o făceam așa, ori erau niște bigudiuri din alea, nu știu să vă spun materialul, dar arătau ceva de genul așa și se îndoiau. Și da, puneam părul și înodam sau, mă rog, ridicam chestia aia în sus. Asta are un sistem de prindere, cam așa, este plastic. Aici are niște dinți, ca să zic așa. Nu știu dacă se observă aici. În rest nu are. Și are sistemul acesta de prindere, dar este plastic. Și vin pe diferite culori. Două roz, am trei turcoaz și trei galben. Eu m-am spălat aseară pe cap și aș fi vrut să le pun aseară, dar n-am avut niciun chef, așa că... Aici am pur și simplu, am avut un leave-in conditioner, dar nu mai este și mi-am pus apă în această sticluță. Dar vreau să vedem ce iese, vreau să încerc așa de test să pun una, cam așa, zic eu, și o să vină ceva de genul așa, cred, și poți să prinzi și o să iasă ceva de genul așa, nu? Cred eu, nu știu. Hai că vedem. Ideea e că vreau să-mi umezesc foarte, foarte puțin părul. În special aici, în partea asta de vârfuri mai mult, gen de aici în jos. Cam așa arată părul meu acum. Dar da, hai să vedem. Cred că o să încep să-mi fac, nu știu, o să încep să le secționez așa, să-mi secționez așa părul, nu știu ce fac. Dar cred că așa o să-mi fie cel mai ușor să-mi secționez părul și să încep cu partea din spate. O să împieri foarte bine părul. Cam așa arată și o să ud puțin. Așa. Eu unul deja l-am prins, o să-l prind și pe ăsta acum. Părul am spreiat cu apă și este puțin așa umed la vârfuri în special. Și acum desfac ăsta și îl voi prinde. Încerc să periez ca să fie cât mai smooth, să nu, nu știu, să nu ia vreo formă ciudată sau ceva. Așa. Și acum cam așa o să vină. Ia să vedem. Și pur și simplu rolez. O să prind. Ok, mi-am mai prins câteva, nu știu dacă se vede. Și bine, mi se par ușor de prins, adică nu mi se pare ceva ieșit din comun sau, mă rog, dar da, să vedem cum o să iasă. Vreau să umezesc puțin și apoi să peri ușor și să mă asigur că totul arată bine. Mai ies fire, dar nu contează că o să le prindem în următoarele chestii cum ar veni. O să mai pun încă unul aici. Sunt curioasă cum o să iasă, chiar sunt curioasă. Nu știu dacă poți face gen diferite bucle cu ele sau, nu știu, eu nu le prind aproape de rădăcină, dar mă gândesc că poate, nu știu, dacă ai face ceva să le prinzi aproape de rădăcină, ar ieși bucla diferit. Că eu totuși mă opresc cam undeva pe aici, dar mă gândesc că dacă ai duce să faci cât mai aproape, ar ieși un pic mai diferită bucla. Am aici o șuviță pe care n-am prins-o, două de fapt, dar hai că încerc să le prind cu asta. Ok, și cam așa arată so far. Nu știu cum ar fi să dorm cu chestiile astea, dar sunt super moi, ca să fie mai exactă și să vedeți. Bine, acum chestia asta cu dormitul depinde de fiecare, pentru că Alina, de exemplu, astea sunt super moi, se vede că
Uite, sunt foarte moi, dar Alina nu suportă nimic, așa că ea e genul de persoană care nu tolerează, eu sunt genul de persoană care tolerez mai mult, dar depinde de tine ca persoană și ce suport și ce-ți place și ce nu-ți place. Așa. Și cam așa arată chestia asta. Mi se pare destul de ușor de manevrat. Au, mi-a intrat în ochi. Dar cam așa arată. Ta-da! Sunt multe ore mai târziu, eu aveam un plan să mi le desfac pe cameră, să mă machiez pentru că aveam un plan să filmăm, însă s-au întâmplat alte chestii și nu știu cum să spun, ziua noastră a devenit busy, așa că o să se întâmple astea mâine și pentru că deja e vreo, nu știu, 6-7 ceasul, am zis că o să dorm cu ele peste noapte, așa că da, sunt destul de moi. N-ar trebui să mă incomodeze chiar foarte mult, dar bineînțeles depinde de fiecare persoană, după cum am spus, Alina nu n-ar suporta cât de moale ar fi o chestie să doarmă. Oricum, mi-e uscat părul aici, deci și dacă aș desprinde acum ar fi ok, dar n-are rost, pentru că vreau să-mi arate mâine părul aranjat, așa că da, o să revin mâine și o să vă arăt cum au ieșit. Hello, lume, e a doua zi și m-am gândit să îmi dau astea jos, pentru că e timpul. Eu vreau să mă machiez, dar am zis că nu mă simt bine, sunt pe stop și am o stare din aia. Dar am chef să mă machiez și simt asta, așa că asta o să facem, doar că nu știu cum iese părul. Așa că prima dată o să-mi desfac buclele și după mă machiez, în mod normal mă machiez și după, de exemplu, dacă am bigudiuri calde, mă machiez și după îmi dau toate chestiile jos din cap, dar nu știu cum o să iasă, așa că în caz că nu-mi place, măcar mai am o șansă ca să nu mă apuc să mă machiez și după aia să mi se pună pata, mai ales că n-am o stare foarte bună să mi se pună pata că nu-mi place, așa că măcar mai am o șansă să mi-l prind cumva sau așa până când mă machiez. Așa că hai să începem să dăm chestiile astea jos. Sper să fie ușor de dat jos, așa pare, și sper să-mi placă. E foarte creț. Așa că, într-un fel, mă bucur că l-am dat de acum jos, pentru că are timp să se mai lase până îmi termin eu restul machiajului, de parcă m-am apucat, nici măcar nu m-am apucat. Dar da, ia să vedem. Ok, m-am apropiat un pic ca să vedeți. De exemplu, cum asta e ok, îmi place, dar restul mi se par un pic prea tight pentru mine. Nu sunt obișnuită. Hai să vedem. Bine, cred că dacă le aranjez și mă rog, o să fie, vezi, astea sunt mai ok față de astea din spate. Hai să vedem ce facem. Am încercat să trec ușor cu peria pe ele, dar mi se pare că le face și mai și o să încerc totuși să dau așa un pic. De funcționat, cu siguranță funcționează chestiile astea, doar că nu știu cum mă simt eu cu bucle de genul momentan. Eu sunt învățată cu altfel de bucle, dar mă gândesc că atunci când se mai lasă o să fie ok, nu știu. Hai să vedem ce și cum. Ar fi super mișto dacă l-aș fi făcut mai de aici, pentru că ar fi ieșit mult mai ondulat totul, dar de funcționat cu siguranță funcționează și sincer cu, nu știu, cât mă uit mai mult în oglindă, parcă nu-mi displac. Prima reacție a fost gen, ok, ce e asta în capul meu, dar parcă sunt mai ok acum, nu știu, poate se mai și lasă și asta cred că contează. Hai să vedem și partea asta, să dau așa un pic cu peria pe ea, așa un pic ca să le, nu știu, să le facă să se blenduiască între ele oarecum și să pară așa mai soft, dar parcă nu-i chiar așa rău. Deci da, de funcționat cu siguranță funcționează și cred că da, dacă aș fi pus mai de la rădăcină ar fi ieșit mult mai mișto toată chestia, dar e ok, ne descurcăm. Okay. Acum pot să spun că îmi plac, au trecut vreo 5 minute și le-am mai dat așa, am mai trecut cu mâna și cu degetele și cu peria prin ele.
Prima mea reacție, bineînțeles că a fost șoc, pentru că eram mult mai scurte și eram gen what is this. Cu toate că eu mi-am mai pus bigudiuri, mă rog, m-am învățat mami când eram mică, mai mică, din hârtie igienică și tot așa, era același concept ca și ăsta. Sau mă rog, materiale, sau mă rog, dar, da, eram gen what is this, dar acum gen s-au mai lăsat și de asta mă bucur că am făcut asta, pentru că o să mă machiez și o să se mai lase între timp. Dar cu siguranță funcționează și când vreau să mi le fac data trecută, îmi vine să strănut că mă apuc alergiile și hay fever-ul. Așa că îmi cer scuze dacă o să fac chestii din astea. Da, vreau să încerc să le pun mai de sus, să vedem cum este, dar să știți că îmi plac, da, mă așteptam, eu așa mă așteptam să iasă inițial, dar după cum se vede s-au lăsat, așa că, da, prima mea reacție era gen, what is this, ce mi-am făcut în cap acum, mai ales că am un mood din ăsta ciudată de la perioada mea lunară, sunt așa mai sensibiluță, mă gândeam, zic, ia să vezi că acum mă spăl pe cap și știi ce trebuie să fac, dar nu, actually, I like, așa că, da, și bineînțeles că pot să fac și asta, sau o să mi-l stilez eu cum vreau, dar dacă mai trec așa cu mâna prin el până termin să mă machiez și toate cele, da, o să se facă, uite, chiar îmi place, chiar au prins mișto, deci da, cu siguranță voi mai încerca chestiile astea și am apucat să dorm cu ele pentru că v-am spus ieri ziua mea got busy, așa că n-am mai apucat și am zis că ok, o să dorm cu ele și pe mine personal nu m-au deranjat. Machiez, că o să-mi ia ceva timp și o să fac un video, adică o să revin aici pe cameră după ca să vedeți cât s-au mai lăsat și cum țin și așa mai departe. Eu nu îmi dau cu nimic pe ele pentru că vreau să văd cum țin așa. Bineînțeles că o să se mai lase și sunt conștientă de chestia asta, dar nu mă deranjează, dar îmi place ce ieșit. Ne auzim după ce. Dar, ignorând, mi s-a deschis și dulapul și toate cele pentru că m-am schimbat de 15.000 de ori că nu știam ce bluză să-mi iau pe mine. Baby a venit aici și mi-a deschis iertarul și mi l-a lăsat așa. Dar cam așa arată acum. Au trecut vreo, nu știu, 45 de minute, o oră, cam așa, de când am început să mă machiez și am filmat și toate cele. S-au mai lăsat, bineînțeles, dar o să se mai lase și cred că o să arate bine și mâine, de ce nu. Cu siguranță chestiile astea funcționează. Nu mi-am aplicat niciun fel de produs în păr. Și nu o să-mi aplic. Probabil dacă aș merge undeva sau așa e altă poveste, dar sincer îmi place cum a ieșit și da, chiar s-au lăsat buclele, adică primul impact când ne-am dat jos eram gen oh my god, ce e asta? Pentru că mi se părea că aici e drept și da, dar acum se blenduiește bucla, adică e mult mai lejeră bucla, nu știu cum să explic. Vreau să încerc să le fac și mai de sus, să vedem cum o să iasă, dar chiar îmi place ce a ieșit și da, cu siguranță le voi mai încerca și chiar funcționează. Așa că, da, ăsta a fost video, sper că v-a plăcut, vă pup, vă iubesc și ne revedem într-un video viitor.